La sfârșitul lunii mai 2021, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă Satul Mare a fost de 3,30% mai mică, cu 0,12 puncte procentuale, decât cea din luna aprilie, din totalul șomerilor înregistrați la finalul lunii mai, respectiv 4.836 de persoane, 885 au fost șomeri indemnizați și 3.951 neindemnizați. Pe medii de rezidență, numărul șomerilor se prezintă astfel: 956 provin din mediul urban și 3.880 din cel rural. Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani, 1.418, urmat de cei din grupa de vârstă, 30-39 de ani, 1.064. La polul opus, aflându-se persoanele între 25 și 29 de ani, 300. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă: 2515 persoane foarte greu ocupabile, 1510 greu ocupabile, 589 mediu ocupabile, iar 222 de persoane sunt ușor ocupabile.